Eu sunt Radu, pe mine mă știți după Glorie, în principiu, și mai nou după Pajero, iar el e Bogdan și pe el îl știți după Toyota. Cred că e singurul Hilux făcut așa din țară? În mod cert, singurul Hilux făcut așa din țară. Mai e un Land Cruiser alb. Sau, hai să o luăm și altfel, singurul Hilux făcut așa în țară. Da, corect, că mai tranzitează. Corect, da. Land Cruiser alb știu că a fost făcut cu piese din import. Da, erau aduse Canopy-ul din Australia la ăla. Dar ăsta e 100% făcut produs românesc, exact, cumva. Exact, da. Ok. Deci tu ai pornit, de fapt, înainte aveai Discovery 2. Prima mașină a fost un Discovery 2, care m-a ajutat să-mi ocup compartimentele de jos cu scule. Să vezi mecanică. Și să învăț ceva mecanică, da. Am avut foarte multe aventuri cu ea și oricum a fost singura mașină după care cred că am vărsat așa o lacrimă în momentul în care am vândut-o. Cum am fost și eu cu Defender-ul, deși am avut mașini Stockholm notabil syndrome. Mai bune de atunci. Exact. Sindromul Stockholm. După Discovery, de fapt, aveam încă Discovery-ul, care culmea era în service la reparat și la momentul respectiv îmi zisese Lily, băi, nu, trebuie să vindem mașina. Și chiar pe prima pagină de pe OLX mi-a apărut un Nissan Patrol care avea 32.000 de kilometri. No. Și am zis, ăsta e, mă duc să văd mașina. Mașina Discovery era în continuare în service, cred că era luni, m-am dus și am văzut mașina care era la Nissan pe Splay. Aha, da. Și într-adevăr mașina era producția 12-2008, 32.000 de kilometri, cu tot istoric, cu toate adică, cele. Adică cumva ultima generație de Patrol, exact, Y61 exact. Ăla. Euro 4, în fine, și am zis, gata, ok, iau mașina respectivă și văd ce fac cu Discovery-ul. Și culmea e că a venit cineva în serviciul respectiv, a văzut Discovery și a zis, ok, eu vreau să cumpăr mașina asta. Și cred că la două zile după ce am făcut actele pe Patrol, am făcut actele și pe Discovery și cam așa s-a închis ciclul. Patrolul, o mașină senzațională, nimic de reproșat, foarte rezistentă, foarte durabilă. Dar nu am reușit niciodată să mă atașez de ea. Adică era like a tool. Da, mergea mașina, totul era foarte ok. În plictisitor. Nu ridicai capota. Nu, da. Ce-i drept, am avut o problemă cu patrolul. Am fost într-o excursie în Albania și a crăpat ambreiajul la 30 și ceva de mii de kilometri. După care am căutat pe internet și patroalele acestea din 2008 erau faimoase pentru problema asta. În Australia s-a făcut exact. Hashtag e boala lor. În Australia s-a făcut recall ca să se înlocuiască ambreiajul. În Europa nu se mai plictisi nimeni, sau cel puțin în România, să ne cheme înapoi în serviciu să schimbăm ambreiajul respectiv. Fair. Ok. Și l-am schimbat în Albania, după care mașina a mers până când am vândut-o la 47-48.000 de kilometri, nu am nicio problemă cu ea. Așa, și de la Patrol ai ajuns la Hilux. De la Patrol am ajuns la Hilux. Venise pandemia și era oarecum plictiseală, așa, am zis hai să vând Patrolul. Dădusem avansul pentru Hilux și s-a găsit cineva foarte interesat de Patrol, l-am vândut la persoana respectivă, după care, mă rog, persoana respectivă n-a avut foarte mult noroc, nu s-a bucurat de el, l-a vândut, a avut ghinionul de a ieși împreună cu familia cu cortul într-o zi ploioasă. Fiind și prima ieșire, în general... A ruinat toată experiența, da, de aventură. Când ieși prima oară cu mașina trebuie și cu perfect. Cortul, exact, trebuie să fie vreme bună, să fie înconjurat de oameni, ok. N-a reușit chestia asta. Și având Patrolul, între timp mașina a venit, Patrolul vândusem în martie și Hilux-ul trebuia să vină în iunie. N-a venit în iunie, a venit la început de august, a avut întârzieri. A fost și ultima producție de Hilux modelul ăsta. Care e un 2.4? 2.4, 150 de cai. Ok. Varianta executive. Nu se găsea la momentul respectiv în România, era invincible, cred că era cel mai înalt nivel de echipare. Executive are piele în plus și plafonul e negru. Și ornamentele sunt negre. Executive, nu-s cromate. Executive black. Am înțeles. Nu sunt cromate, ceea ce mă încântă cu mare plus. Da. Cromul pe o mașină de off-road nu e un semn bun. După care am în august, cred că a venit pe 11 și pe 12-13 august deja am dus-o a ajuns pentru, la tăiat. Exact, pentru conversie.
vorba mie, că încă am bena originală undeva într-un container, adică toate piesele originale le-am păstrat. Ideea în care am zis că dacă vând mașina, poți să păstrezi canopiul ca să-l adaptezi la altă mașină. Mm-hmm. Fair, da. Asta, uite, asta e treabă foarte bună, nu m-am gândit. Am avut relativ puțin sprijin așa din partea Toyota, din câte am înțeles politica Toyota acum e să încurajeze mașinile standard, să meargă pe hibride, în niciun caz să te ajute pe tine să-ți customizezi mașina. Da. Pentru că alți furnizori, Iveco, de exemplu, îți calculează el VLTP-ul, te duci cu hârtia respectivă la RAR și cam aia e procesul de omologare. În cazul meu, procesul de omologare a fost ceva mai lung și mai costisitor pentru mine. Mașina a trebuit dusă în laboratorul de la Grivița, a trebuit să plătesc. Aia de testare, la centru exact, de testare, centru unde de testare. Să ajungem și noi cu sprintarul. Da. Fantastic. Sunt niște oameni foarte faini acolo, din ce am auzit. Da. Sunt niște ingineri care chiar pasionați. N-am avut nicio problemă din punctul ăsta de vedere cu procesul de omologare. La final am avut 2500 de kilograme, 2520 sau ceva de genul ăsta. Pentru că asta e full aluminiu. Da. Și ultra ușor. Da. Și ai mai puțin sertarele care sunt din inox și podeaua. Ok, da. Și ai ce? Apă? Avem un rezervor de apă de 135 de litri pe spate. Wow. Zona de bucătărie. Unde e frigiderul de 60 de litri sau cât are? 55. 55. Plus sertarul cu toate ustensilele și toate chestiile astea. Tocătoare, oale, clătiți. Exact. Pe partea opusă e spațiul de depozitare. Uh-huh. Era o chestie destul de frustrantă, că ăsta a fost un motiv pentru care ne-am hotărât să vindem patrolul, că trebuia tot timpul să scoți geamantanul, știi, să te apuci în geamantanul, da, să cauți, da, să răscolești, da. Nu mai intrau niciodată la loc, cu trei copii, era un haos total. Și am zis, ok, o să facem în așa fel încât să punem hainele în sertare, pentru că în momentul în care scoți sertarul, ai acces mult mai ok. Fix ce ai nevoie, le pui la loc exact, și ai... Exact, exact. Și de asta a fost unul dintre motivele pentru care am apelat la soluția asta constructivă. Da, asta e, că avem trei copii în principiu. Și pe spate mai e trasherul. Pe spate mai e trasherul. Roata de rezervă tot așa a fost relocalizată de sub mașină pe spate, că acolo intră rezervorul de apă. Exact. Și mai e un, și un loc de canistră. Un loc de canistră. A, și dușul. Și duș. Sau toaleta de duș. Externă, da, da, da. Stuff like that. Și ce ai pus astea de la Terrain Tamer la GTC. Exact. De care toată lumea era curioasă. Da. Suspensia care de la... Care-i povestea cu ele? Povestea cu ele... Mă rog, recunosc că am fost sponsorizat de GTC într-o măsură destul de bună pe partea asta de suspensie. Sunt foarte scumpe. Sunt rezonabil de scumpe, nu sunt foarte. În orice caz, sunt în zona mediu spre sus. Comparabil cu un ARB BP51. Exact, da. Ca preț, că acolo cu alea se bat. Exact. E un Terrain Tamer Pro cu rezervor. Au arcurile sunt parabolice. Okay. Care face cumva e diferențierea dintre ARB și Terrain Tamer. ARB-ul nu are arcuri parabolice. Ele sunt mai ușoare ca și pentru că n-ai nevoie de același număr de foi. Da. Ca să țină o greutate mai mare, au altfel de structură și mașina e foarte comodă. Și oricum astea au fost puse la final. Că asta a fost puse la final, după ce ai greutatea finală la mașină încărcată cu tot, ca să fie confortabilă așa. Noi oricum, în decembrie când am luat mașina, am făcut un tur prin țară, ne-am plimbat cu suspensia standard. Mașina era ceva de genul ăsta. Am văzut-o, da. Era foarte lăsată de spate și foarte ridicată de bot. Deși, teoretic, la 300 de kilograme în plus pe care le aveam, suspensia okay. originală a mașinii trebuia să țină. Ea era concepută să care o tonă în benă. Doar că... de mine. Nu dau seama cum ar fi curat o tonă în benă. Am băgat eu un metru cub de cărămizi. Bun, dar în cazul meu și la 300 de kilograme era așa, dacă nu puneam era o tonă. Okay. Adică n-am stricat-o, dar n-arăta bine. Am înțeles. Și, mă rog, am zis, bă, nu e în regulă suspensia originală a mașinii, hai să o schimbăm. Și așa am ajuns să schimb practic suspensia originală cu această suspensie Terrain Tamer. Îmi doream oricum, eram cumva chitit pe arcurile astea parabolice. Pentru că toți australienii le laudă, mamă, sunt super comode, sunt super... Fix așa am și eu la Sprinter, făcute de niște polonezi, dar pe sistemul australian.
Și realitatea e că sunt foarte comode. N-am... True. Oricum, nu e o mașină de curse, am plucat cu ideea asta, undeva ca și viteză de croazieră între 90 și 120, ceea ce e ok. Da, fair. Și la external upgrades aveți două corturi? Avem două corturi, ambele sunt hardshell, sunt de la Tuftens, de 140x210 deschise. Care sunt mega faine. Avem un umbrar tot de la Tuftens, de 2,5x2, mă rog, 2 e lățimea, 2,5 lungimea. L-am păstrat de la Patrol, lungimea rufrecului la Patrol era de 2, dacă nu mă înșel. Ah, ok, ok. Însă probabil că o să facem un upgrade, să mergem pe un 2,5x2,5. Pentru avem că spațiu tu ești și... în umbră, eu nu. Exact. Dar amândoi sunteți sub umbrar tehnic. Corect, corect. Și avem un cort de duș, tot ala de la din spate, Tuftens, da? Pe care nu l-am desfăcut niciodată până acum, dar el există acolo, se face ca un cub, pe varianta mai sunt Aluche, Bundutec, care produc genul ăsta de corturi. Și cam asta ar fi așa pe exterior. Rufrecul a fost făcut tot unde am făcut conversia, respectiv la Cautis. Iar barele de față sunt bare de la Frontrunner. Am pus doar două bare, n-am mers pe varianta de rufrec pentru că n-aș mai fi avut ce să pun oricum. Și era portul... doar greutate în plus pentru exact. Doar două zone de prindere. Exact, și atât. Exact. Are... A, și ai mai pus troliu. Troliu e un Warn de 12.000 și am schimbat anvelopele care sunt BF Goodrich. Da. Ți-ai făcut un consum la drum lung? Sau un mix, da, așa? Da, da, da. Depinde... Și s-a schimbat cumva notabil? Mașina consumă undeva în jur de sub 11, 10,8 pe acolo. Not bad. La 2 tone 600... Cred că încărcată undeva pe la 3. În principiu e ok. Singura, să zic, parte așa mai nasoală e de fapt demarajul și... Că e ușor nu urmată. Mai ai, de fapt. Da, da, da. Mergi relativ bătrânești, așa, știi, nu poți, na. E și motorul de doar 150 de cai. Nu știu la ce s-au gândit inginerii de la Toyota, probabil că la fiabilitate, în niciun caz la viteză sau... Da, per total e ok, noi suntem mulțumiți. Și ai mai făcut ceva underbody protection sau ai în plan? Avem niște scuturi da. Pe toată suprafața mașinii. Din nou, au fost niște scuturi... pe care l-am luat de pe OLX, de la Jedal, cred, doar că l-am luat de la un tip, mă, lasă-l la mâna a doua și l-am luat noi, l-au vopsit copiii și la final, când suntem așa și mă gândeam, bă, parcă aș pune totuși alte scuturi, fiind făcute de ei, am zis, ok, hai că le pun pe astea, că l-au vopsit copiii. Altfel aș fi pus niște scuturi, alte scuturi, în principiu, dar, în fine, e ok. Aș merge pe ceva din aluminiu, ca să fiu sincer, astea sunt din oțel, da, sunt ceva da. Mai grele și cred că economiseam vreo 15 kg, să zic. Poate chiar mai bine. Eu am, la Pajero, eu am asfiruri și se simt, adică pot să mi le dau jos și să-mi curăț pe dedesubt singur. Ah, și nu ruginesc, adică la, da. La, cred că la Defender, ultima oară, când am avut de oțel, când le-am dat jos, le-am dat direct cu flexul. Toate erau... Toate buloanele lipite. Erau sudate complet, nu se mai mișca nimic de acolo. Am înțeles. Flexul și curanga s-au dat jos alea. Acum o să vedem, probabil că la un moment dat o să schimbăm scuturile. Depinde foarte mult de cât o să ținem mașina. Însă doar ce am terminat-o cumva și... Probabil că o să stăm cu ea o perioadă. Nu cred că o să ne apucăm să schimbăm foarte curând mașina. Unde vă găsește lumea? Noi suntem... Pe internet sau fizic? Pe internet. Fizic, pe drum. Pe internet avem o pagină de Facebook care se numește DFIS. Vă lăsăm în descriere. Și acolo încercăm să publicăm toate aventurile pe care le facem. Și cam atât. Cu Instagram nu suntem foarte buni prieteni, deși am cont de Instagram BogdanHH. Nu prea m-am prins cum se folosește în așa fel încât să fac chestia asta la un nivel profesionist. Recunosc că nu m-a prins. Așa, alte modificări ce am mai făcut, în compartimentul motorii am mai pus un filtru de motorină. Ei, da, asta e o treabă foarte faină, da. Un prefiltru. Exact, un prefiltru. Asta, da, da.
știu că vorbeam cu cineva, ce faci cu mașinile Euro 6 când te duci în Africa, de exemplu? Pui un prefiltru, e 200 de euro și da, salvează tot, adică poți să pui orice cafe latte din orice bidon, în esență. Nu da, chiar, dar te basically poți să încerci și... să pui din orice bidon și vezi după aia cât de bine filtrează. Am testat în tura din Uzbekistan. Am băgat în Land Cruiser și era fix cafe latte avea culoarea. Fix ăla era de balta de lângă țeava de motorină, probabil, corectat cu cana. Și? Și a fost ok motor, s-a simțit că e mort. Dar... partea care mi se pare nasoală e când murdărești rezervorul. Da. Și da, acolo da, 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 prefiltrul nu te mai salvează, adică la un moment dat o să ai sedimente pe fundul rezervorului și... tot trebuie să-l dai jos, să-l curiți. Da. Dar e... in the short run, într-o tură, te salvează să de o platformă. Apropo de platforme, nu vreau să fac reclamă sau ceva. În Albania, când am rămas cu ambreiajul, chiar am rămas undeva la Mama Dracului, coborâsem de pe un deal din zona Șiștaveț și aveam abonamentul A24. Chiar a funcționat impecabil. Deci n-am... Da, da, uite, la mine, de exemplu, nu merge. Adică merge la Pajero, dar nu merge la asta. A. E prea mare mașina. Deci, da, corect. Sprintere, adică bine, e prea lungă, de fapt. E și lungă și înaltă. Și înaltă. Iese din gabarit, trebuie o platformă joasă, că n-ai pe unde să te duci cu ea. Pentru că ea are 3 tone, 3 metri 20 sau 3 metri înălțime și 7 metri jumate lungime. Și dacă o pui pe platformă? Dacă o pui pe platformă, ajungi peste 4 metri jumate care sunt pentru camioane. Deci și nu, e o problemă. Nu te ajută. Nu poți să mergi cu platformă decât cu Mitsubishi-ul. Nu-mi doresc, dar am da, fost da, da, forțat să aflu. A, corect, că te-ai rămas cu, în Maroc cu ea. În Maroc, cu ambreiajul prăjit în deșert. Bun. În rest, ce mai avem așa? Sistem electric? Da, uite, sistemul electric. Voi n-aveți panou solar. Avem două panouri solare, dar sunt mobile. Asta mi se pare cel mai bine. Practic. Și nu sunt nici din acele foldable, practic e sunt niște panouri... solid, le pui. Sunt flexibile, nu le-am luat solide, tocmai în ideea în care am zis, mă rog, să nu fie, să nu cuprinzi foarte mult spațiu, ele sunt foarte subțiri, sunt două de 175 fiecare, 350W, destul de mari. Suficient. Și o baterie de litiu de 90 de amperi. Avem un invertor de 1500W, pure sinus. De la ce-i Phoenix, parcă? Active se numește. Ah, ok. Este o firmă din Germania, cu producția în China. Mă rog, cumva am fi luat Victron, dar deja e ca atunci când renovezi o casă, știi, și te apropii de final și nu-ți mai rămân bani să-ți iei chiar ce vrei și atunci trebuie să faci un compromis și am luat acest Active. Da, bine, asta e ușor de upgradat în orice secundă. Da, da, momentan n-am avut probleme cu el până acum, a funcționat destul de ok. Singura lui utilizare mai mare a fost pentru aparatul de cafea. Era sigur. Care are 1150W, în rest laptopul are 60, 80, 90 pe acolo, sub 100. Da, în jur de 100. Depinde acum, laptopul soției are USB-C și are destul de puțin, e foarte eficient din punct de vedere energetic. Laptopul meu e ceva mai vechi și nu trage 120W, cred. Wow, cât două Mac-uri. Termic. Forță. Ce mai avem așa? DC-DC? Da. De la Victron? Că de fapt de acolo vine puterea adevărată. Da, da, da. Din de alternator. Un Victron. Ce mai avem? Deci avem solar charger, DC-DC. Active-ul știe și are o funcție de UPS care permite încărcarea bateriei. Ah, ce mișto. E cam multiplusul de la exact, Victron. Și trage, cred, cu 14 amperi. Singura chestie pe care nu mi-am dat seama, de fapt, nu cred că știe să încarce foarte bine litiu, pentru că ajunge doar la 97%. Ok, nu știe să balanceze celulele. Cred că nu știe partea aia de absorption float pe care o știe, da, de exemplu, Victronul. Da, da. Victronul știe. 97 oricum e pretty high. Da, da, da. Mai avem un shunt și battery protect, bănuiesc. Da, da, ambele de la Victron. Super utile. Mm-hmm. Și ai și monitorul? Da. Cum îi zice? BMW 712. 712.
Exact, exact. Ăla l-am și eu. Că a fost bun asta, exact. E ca o sectă. Toată lumea cumpără de la Victor aproape aceleași chestii. Minus, cred că diferă bateria și dacă ai mai multe panouri, un controller mai mare. Dar restul, shunt, battery protect, cablurile și tot restul BMW-urilor. Siguranțele alea, plată, exact. Toate alea. Toate sunt la fel, dacă te uiți în orice mașină, ai același sistem. Exact. Pentru că e foarte bun. Exact. A fost starea asta aici. Nu ne-am înțeles înainte, așa e și... Chiar nu. Și încă o chestie pe care o mai am, ce am uitat să o menționez, e un compresor. Pe care l-am montat static sub capotă, un compresor de la RB. Nu e nici cel mai mic, nu e nici cel mai mare, ARB High Flow, cred că se numește. Mă rog, avem toate furtunele și toate chestiile respective, poți să umfli destul de ușor și mai e o chestie pe care o folosește compresorul, mai avem două perne de aer pe spate. Pentru că... Greutate. Greutate, da. Exact. Și greutate variabilă. Asta e de fapt problema. Dacă pernele mergi cu rezervorul de apă gol, din start ai 130 de litri în minus. Exact. Și e o greutate imensă. Practic, noi nu am... Nu există nicio suspensie care să îți ofere atât de multă flexibilitate, știi? Ca pernele. Da, da, da. Noi avem 135 de litri de apă pe spate pe care fie îi umplem, fie nu îi umplem. Avem două corturi de 65 de kg fiecare, deci încă 130 de kg. Deci un sfert de tonă. Sunt 260 de kg, da, pe care nu îi folosim tot timpul. Mai ai un umbrarul 14 kg. Canistră în spate, 20 de litri. Da, frigiderul pe care poate iarna nu-l folosești că n-ai nevoie. Doesn't make much sense. Mai scoți din... Da. Și uneori, dacă mergem doar noi doi, nu mergem cu copii, iarăși... Deci lejer, ai 300-350 de kg care poate să varieze. Da, da, da. Da. Și pernele ajută să compensezi pentru greutatea asta. Exact. Puteți să o vedeți pe la evenimentele de la GTC. Exact. Și prin ture, pe la mare sau pe la munte. Și pe canalul lor de Facebook, pe pagina lor de Facebook. Pe pagina de Facebook. Am tot încercat să facem un canal de YouTube, dar nu ne-am găsit încă un... Drive-ul. Nici drive-ul, nici consecvența, că până la urmă trebuie să faci ceva să fii consecvent. Da, fair. Altfel e destul de complicat. Bun. El a fost Bogdan, eu sunt Radu și ăsta cred că e primul episod dintr-o serie în care o să prezentăm mașinile de tură ale prietenilor noștri. N-am găsit un titlu încă, ca să nu-l copiem pe ăla al lui Ronnie Dahl. Da, dacă aveți idei, lăsați-ne un comentariu și da, poate găsim ceva și luăm titlul din alegerile voastre. Pa! Mulțumim! Pa, pa! Mamă, fix...